Formalitățile birocratice s-au redus în ceea ce privește actele necesare pentru obținerea de subvenții de la stat pentru culturile în arii protejate, acestea fiind cunoscute în mod generic ca programul Tomata. Astfel, cei care doresc să depună la Direcția pentru Agricultură Județeană Hunedoara actele necesare pentru cererea de subvenție nu mai trebuie să prezinte două certificate pentru obținerea lor, fiind nevoie de multă umblătură. A fost aprobată în ședința de guvern o hotărâre prin care se aduc simplificări celor două programe, cel de al legumelor în spații protejate și al producției de usturoi. Vis-a-vis de programul Tomata, trebuie să le transmit fermierilor că s-a prelungit termenul de depunere a cererilor până la data de 1 aprilie inclusiv, iar la fel de important trebuie să le spun că s-a eliminat necesitatea depunerii la documente a certificatului fiscal și a cazierului fiscal. De aceeași simplificare a formalităților birocratice se vor bucura și fermierii care solicită subvenții pentru cultura de usturoi, un program mai nou, dar care începe să prindă și în județul Hunedoara. La programul de usturoi, aceeași principală simplificare, că s-a eliminat certificatul fiscal și cazierul fiscal, la programul usturoi perioada a rămas neschimbată, există timp până la mijlocul lunii mai ca să beneficiarii pentru a se înscrie în program. Subvențiile acordate de stat prin direcțiile agricole județene pentru programele Tomata și Usturoiul pot ajunge până la 3.000 de euro pentru hectarul cultivat.